Doamnelor și domnilor, meci eveniment în direct și în exclusivitate la Dotto Sport, Sport Club Magdeburg, Handball Club Dobrogea Sud Constanța, meci contând pentru manșa tur din turul al treilea al cupei EHF la handball masculin, în direct de la Getek Arena din Magdeburg, o sală încărcată de istorie în care Magdeburg a câștigat Liga Campionilor în 2002. O confruntare extraordinară pentru Dobrogea Sud și pentru handbalul masculin constanțean, un eveniment special pe care avem bucuria să vi-l oferim în direct, iată, și în exclusivitate pe Dotto Sport. Dobrogea Sud Constanța, după ce a eliminat echipa norvegiană Bekkelaget Handball Elite, se pregătește să înfrunte un gigant al handbalului german și european. În curând îl vom avea în direct de la sala din Magdeburg pe Radu Popa, alături de președintele Handball Club Dobrogea Sud Constanța, Ionuț Rudi Stănescu, care vor prefața acest eveniment. Iată-i! Așadar, doamnelor și domnilor, bun găsit de aici din Germania, unde Dotto Sport, televiziunea sportului constanțean, scrie istorie. Scrie istorie alături de Dobrogea Sud, echipa constanțenilor. Lângă mine este Ionuț Rudi Stănescu. Ionuț, un meci pentru istoria clubului tău. Într-adevăr, în scurta noastră istorie a clubului, în numai 2 ani de la înființare, practic, am reușit ca astăzi să jucăm un meci foarte, foarte important pentru noi și pentru handbalul românesc. Practic, venim în Germania, în patria handbalului, țara unde handbalul are un loc de cinste, și avem astăzi ocazia să dovedim nivelul de handbal pe care noi. Este un meci în care puteți să demonstrați și că cei care și-au pus speranțe în voi, cei care vă susțin, pot să sper în continuare că o să ajungem iar ce-am fost. Într-adevăr, cu toții ne dorim asta, încă de la înființarea clubului ne-am exprimat dorința de a ajunge pe culmile performanțelor reușite de HM Constanța. Iată că ușor, ușor venim tare puternic din urmă și astăzi faptul că am reușit să jucăm în Germania un meci oficial, un meci de cupă europeană, cred că spune multe despre ceea ce am realizat noi numai 2 ani de zile. Ionuț, mult succes! Mulțumesc. Așadar, doamnelor, domnilor, urmează Magdeburg Handball Club Dobrogea Sud în direct și în exclusivitate numai la Dotto Sport. Să meargă pe urmele HCM-ului în cupele europene. Echipa care a scris istorie, 130 de meciuri în Europa a jucat Handball Club Municipal Constanța, iar Dobrogea Sud se află la cea de-a treia partidă în Europa după dupla cu norvegienii de la Bekkelaget Handball Elite. Iată meciul cu Magdeburg, ați văzut pe unul dintre ecranele amplasate în Getek Arena, câștigătoarea Cupei Germaniei în 2016, ultimul trofeu important
al clubului german, care, iată, dispune evident de un număr impresionant de fani și deja sunt prezentați jucătorii echipei germane. Bronzul ediției precedente în Cupa EHF, una dintre favoritele la câștigarea trofeului în acest sezon, fără doar și poate. Atmosferă senzațională la Gheteca Arena. Sunt prezentați handbaliștii echipei antrenate de Bennett Wigert, numărul 2, Jelico Musa, numărul 3, Piotr Krapovski, numărul 6, Matias Mușe, numărul 11, Daniel Peterson, numărul 13, de la Peña Muñoz, numărul 16, Yannick Glenn, portarul, numărul 18, Carlos Molina, numărul 20, Max Christiansen, numărul 21, Dario Quenstedt, numărul 22, Lucas Mertens, 24, Christian O'Sullivan, numărul 25, Marco Bejiak, numărul 28, Robert Weber, 29 este Gleb Kalaraș, 34, Michael Damgard și numărul 42, Nemanja Zelenović. Echipa germană este evident o selecționată internațională, v-ați dat seama probabil după numele care compun această echipă, numele handbaliștilor. Avem jucători germani, dar avem și internaționali danezi, un norvegian, vicecampion mondial în acest an, Christian O'Sullivan, danezii Jakob Gren și Michael Damgaard, de asemenea Mats Christensen, trei danezi campioni olimpici în titlu la Rio în 2016. Jucători germani de primă mână, un sloven, Bejiak, o vedetă internațională și el, rusul Gleb Karaș și de asemenea doi handbaliști spanioli, Muñoz și Molina. De partea cealaltă, Handball Club Dobrogea Sud, echipa antrenată de Sandu Iacob și Marco Isakovic, iar astăzi înscriși pe foaia de joc pe Nicola Mitrevski, Mladen Rakcevic, Dejan Malinović, Ionuț Nistor, Stevan Vujović, Dane Șian, Predrag Vujadinović, Laurențiu Toma, capitanul echipei, Dalibor Ciutura, Dragoș Soare, Alexandru Bologa, Mihai Rohozneanu, Sabin Ignat, Velko Markovski și George Buricea. Vă spuneam, antrenori Sandu Iacob și Marco Isakovic, Nicolae Roman, kinetoterapeutul, se află și el pe banca echipei constanțene. Team manager este Branko Angelovski, fostul jucător care s-a retras în primăvara acestui an, iar președintele clubului, Ionuț Rudi Stănescu, prezent și el la meci, fostul mare portar al Constanței. Atmosferă deosebită la Gheteca Arena, la primul meci european din acest sezon pentru Sport Club Magdeburg. Debutează în competiție echipa germană, care evident a fost exceptată de la primele două tururi. Vă spuneam, la ediția precedentă, în Final Four-ul de la Göppingen, Magdeburg a încheiat pe locul al treilea. Dobrogea Sud reia tradiția HCM-ului în competițiile europene. HCM care, să nu uităm, în 2014, tot în Germania, la Berlin, a fost prezentă în Final Four-ul competiției, alături de Pick Szeged, marea surpriză, care a și câștigat trofeul în acel an, de Füchse Berlin, gazda turneului, și de Montpellier, nume mare ale handbalului european. Iată-l pe Dalibor Ciutura, la 42 de ani, omul care dă frisoane germanilor. Antrenorul Bennett Wigert declara înainte acestei partide că Ciutura este cel care controlează totul în jocul echipei constanțene. Transmisiunea Dotto Sport, realizată, iată, în premieră în Germania, la această partidă, este preluată și de postul TV al Federației Europene de Handball, EHF TV. Un motiv în plus de mândrie pentru noi, cu sprijinul clubului constanțean, evident, Dobrogea Sud, de asemenea, reușim să vă oferim această partidă în direct și în exclusivitate, un meci așteptat, suntem convinși, cu sufletul la gură, de toată suflarea handbalistică constanțeană, toți cei care sunt susținători ai acestei echipe, în principal, dar și iubitorii handbalului în general din Constanța, care au posibilitatea de a vedea în direct această partidă chiar din Germania. O sală impresionantă, Gheteca Arena, 7800 de locuri. Astăzi nu cred că sunt mai mult de 3-4000 de suporteri în sală, dar era de așteptat acest lucru. Chiar handbaliștii
lui Magdeburg declarau înaintea meciului că se așteaptă să fie o asistență mai mică decât la meciurile din Bundesliga, unde numărul de spectatori este mult mai mare. De altfel, într-o statistică realizată chiar de clubul german, se relevă faptul că media de spectatori la meciurile de acasă în campionatul german în acest sezon este, atenție, de 5.878 de fani. E incredibil, aproape 6.000 de fani medie la meciurile de campionat. De altfel, joi seară, aici în Goethe Arena, Magdeburg a învins în etapa a 13-a pe TV Erlangen cu 28-22 în fața 5.600 de fani. Constanțenii în atac după o primă acțiune nereușită a gazdelor. Să vedem acțiunea echipei noastre, care obține aruncare, nu este fluierat acolo semicerc la această fază. Germanii fără gol au posibilitatea de a deschide scorul și o fac, iată, până la urmă. Înscrie Interul stânga polonez Piotr Krapkowski în imagine. Unul dintre jucătorii veniți în vara acestui an la Magdeburg. Revedem faza, Zelenović pasă în centru pentru Bejiak și mai departe Interul stânga, Krapkowski finalizează în poarta apărată de Dane Sheehan, titular în acest meci. 1-0 pentru Magdeburg. Constanțenii au început cu Sheehan în poartă, Inter dreapta este Nicola Cernoglavas, care aruncă acum transversal la porții adverse. Contraatac rapid al echipei germane, însă extrema stângă nu reușește să obțină mai mult decât o aruncare de la 9 metri. Este vorba de Matias Müsche, numărul 6, unul dintre principalii marcatori ai echipei, alături de cealaltă extremă, Robert Weber, austriacul. Iată apărarea avansată cu Rohozneanu, Michael Damgaard, acum danezul, campion olimpic anul trecut la Rio. Mingea îl căuta pe pivotul echipei germane, croatul Jericho Musa, numărul 2 pe tricou. Damgaard aruncă acum Mats Christiansen, apără însă Dane Sheehan și echipa constanțeană are posibilitatea de a pleca pe contraatac. Nu, a fost Zelenović cel care a aruncat de la 9 metri, Interul dreapta titular în atac pentru Magdeburg în această partidă. Constanța cu Cernoglava, să spunem, Inter dreapta, extremă dreapta este Ionuț Nistor, Inter stânga Stevan Vujović, extremă stânga George Buricea și pivot Dragoș Soare. În centru, numărul 33, Mihai Rohozneanu. O surpriză pregătită de Sandu Iacob în locul titularului obișnuit, Dalibor Ciutura, omul pe care suntem convinși că germanii l-au studiat cu foarte multă atenție. Cernoglava, sfentă de aruncare și, din păcate, peste poarta apărată de danezul Yannick Gren, și el campion olimpic în 2016 la Rio de Janeiro. Înscrie acum Weber pentru Magdeburg, extrema dreapta echipei germane, austriac. Robert Weber finalizează cu siguranță. 32 de ani are Robert Weber, încă din 2011 evoluează la Magdeburg, unul dintre jucătorii vechi din lotul actual al acestei echipe. Aruncă Vujović, apără însă Yannick Gren, se simte puțină teamă, puțină nesiguranță în aruncările constanțenilor, putem spune, jucătorilor care apără clorul echipei constanțene. Nicola Cernoglavac s-a trimis în bara transversală mai devreme, iar acum, iată, Vujović aruncă, iar Yannick Gren pleacă anticipat pe minge și menține poarta intactă, iată, după aproape 5 minute de joc, mai exact 4 minute și jumătate. Gren și el campion olimpic la Rio, spuneam, alături de Michael Damgaard, Interul stânga, și de Mats Christiansen, de asemenea Inter stânga. Damgaard este și centru, alături de Bejiak.
apără și Dan Eșian, pleacă din nou în atac roși-verzi, cum mai sunt porecliți cei de la Magdeburg, astăzi în echipament verde complet. Zelenovic, sârbul, pe interdreapta, aruncă în bară acum Matias Mușe, germanul din extrema stângă. Scăpăm fără gol la această fază, 2-0 în continuare pentru SC Magdeburg, Sport Club Magdeburg, în disputa cu Handball Club Dobrogea Sud Constanța. Mare favorită, evident, în această confruntare Magdeburg, spuneam, locul 3 în Final Four-ul de la Göppingen din sezonul trecut în Cupa EHF, dar are 3 cupe EHF în palmares, echipa germană, ultima în 2007. De asemenea, Liga Campionilor cucerită în 2002 după o finală cu Fotex Vespre, meciul decisiv s-a jucat chiar aici în Getek Arena. Sunt multe de spus despre istoria acestui club, însă pe măsură ce jocul îmi va permite, voi încerca să vă ofer cât mai multe informații. Stevan Vujovic pasă pentru Nicola Țernoglava. Țernoglava se aruncă violent și marchează primul gol pentru Dobrogea Sud în acest meci. 2-1, scorul după aproape 6 minute de joc. Iată prima reușită Țernoglava, golgheterul echipei constanțene. Acum Zelenovic în fața sa, însă intervine cu o paradă. Șian recuperează germanii. Mușe este blocat de Țernoglava. Început destul de bun de partidă pentru Constanța, care cu mai multă luciditate la finalizare, cred că în acest moment ar fi fost chiar în avantaj. Dar să nu uităm și Dan Eșian a avut câteva intervenții bune. Echipa germană a evoluat în acest sezon numai în Bundesliga și în Cupa Germaniei. Este calificată în optimile de finală, în sferturile de finală acestei competiții, pe care a câștigat-o în 2016 cu Bennett Wigger, de antrenor. Sunt multe de spus și despre Bennett Wigger, dar încă o dată însă parada lui Dan Eșian în fața lui Zelenovic. Revedem faza, fentă de aruncare și Eșian oprește mingea chiar pe linia porții. 7 minute au trecut din această partidă în care, iată, Magdeburg și Dobrogea Sud sunt practic două echipe încă aflate în căutarea desprinderii. Magdeburg, evident, mare favorită, dar Dobrogea Sud joacă bine și iată, marchează 2-2. Ionuț Nistor apare acolo pe post de pivot din extrema dreaptă. Ionuț Nistor a transformat în al doilea pivot și a reușit să finalizeze. Început curajos de partidă pentru Dobrogea Sud, ratează încă o dată germanii. Rohos Neanu comite picior la această fază după parada lui Dan Eșian, încă o dată excelent Eșian. Revedem însă golul lui Ionuț Nistor din pasa lui Nicola Țârnoglavaț, frumoasă acțiunea echipei constanțene. Se apără avansat Dobrogea Sud, Sandu Iacob pe margine, în picioare, urmărește jocul echipei sale în defensivă. O defensivă care, iată, reușește să blocheze acțiunile germanilor. Contraatac fulgerător și marchează Ionuț Nistor, fostul capitan al echipei naționale de tineret a României, venit la Dobrogea Sud în urmă cu un an. Iată-l titular pe extrema dreaptă astăzi și vine golul lui Weber, care restabilește egalitatea 3-3. Revedem însă contraatacul din care Ionuț Nistor a reușit să finalizeze în poarta lui Iani Greni. Superb acest contraatac declanșat de echipa constanțeană și golul lui Weber. Plutește frumos austriacul și îl învinge pe Dan Eșian. Meci spectaculos, meci frumos la Getek Arena în prima manșă din turul al treilea cupei HF. Echipa germană mare favorită prin prisma palmaresului și a valorii, dar iată încă o dată Ionuț Nistor și trece în avantaj Dobrogea Sud la Magdeburg, 4-3. Joc foarte bun în startul acestei partide, 10 minute excelente pentru Dobrogea Sud. Încă o dată Vujovic pasă extraordinară în extremă, dar ce finalizare are Ionuț Nistor, care a marcat 3 goluri din cele 4 ale echipei constanțene. Celălalt poartă semnătura lui Nicola Țârnoglavaț. Se apără avansat echipa noastră cu Mihai Rohozneanu dincolo de linia de 9 metri. Zelenovic pentru Damgard, întoarce în extrem, extraordinar pentru Mușe, dar apără încă o dată fantastic sârbul Dan Eșian cu o prestație
remarcabilă în aceste prime 10 minute. A avut, cred că, de 5-6 intervenții salvatoare. Să vedem această acțiune. Se oprește Bejiac și părerea mea că a fost fault în atac, dar rămân pe linia de 9 metri germanii. Revedem parada lui Sheehan în fața lui Matias Müşe și jocul s-a reluat. Da, fault în atac comis acum de Michael Damgaard. Interul stânga danez, campion olimpic la Rio, el a fost adversarul lui HCM Constanța în 2015, pe când evolua la Team Dries Hostelbro. Au evoluat în aceeași grupă în Cupa EHF, ultimul sezon de fapt din existența HCM-ului, a fost și ultima apariție în Europa pentru HCM Constanța. Echipa constanțeană nu a reușit să treacă de grupe. Hostelbro a trecut mai departe. Damgaard evolua atunci pentru echipa daneză și i-a avut ca adversar pe Toma și Buricea, dar și pe Stănescu, acum președinte de club, pe Angelovski, evident, team managerul, dar și pe Ciutura, pe Rakcevic și mai mulți jucători care evoluau pentru HCM în 2015 și care se află acum în teren pentru Dobrogea Sud. 11 minute de joc, avantaj pentru Handball Club Dobrogea Sud Constanța, 4-3. Start de partidă foarte, foarte bun pentru echipa antrenată de Sandu Iacob și Marco Isakovic. Start de partidă curajos. Un duel tactic interesant între doi antrenori foarte tineri. Sandu Iacob, 40 de ani. Bennett Wigert, atenție, 35 de ani. Fost campion al Germaniei și câștigător al Ligii Campionilor cu Magdeburg, într-o generație de excepție, într-o companie selectă din care făceau parte nume mari ale handbalului european, pe scurt Abati, Olafur Stefansson sau Cristian Godan, fostul antrenor al lui Handball Club Dobrogea Sud. La începutul acestui sezon a evoluat pentru Magdeburg în acea perioadă în care a câștigat Liga Campionilor, trofeul suprem din handbalul european, cu echipa germană. Prima echipă germană care a câștigat Liga Campionilor a fost Magdeburg. Ei bine, Bennett Wigert a făcut parte din acea echipă. În 2013 a renunțat la handbal și iată-l acum antrenând această echipă care are ca obiectiv câștigarea Cupei EHF. Revedem o fază spectaculoasă cu același Dane Sheehan apărând în fața lui Damgaard. Apoi a fost o recuperare a lui Musa, dar deși mingea a intrat în poartă, nu s-a validat golul. Rămâne pe 9 metri în atac echipa germană. Locul 6 în Bundesliga în acest sezon. Un început bun de sezon pentru Magdeburg. Zelenovic blocat de Rohozneanu. Mingea ajunge în extremă din succesiv până la Matias Müşe, care finalizează 4-4. A ieșit acest atac succesiv al nemților și revedem din pasa lui Damgaard. Matias Müşe reușește să-l învingă pe portarul sârb al echipei constanțene. Müşe, 25 de ani, născut chiar la Magdeburg, este unul dintre jucătorii autohtoni din lotul echipei germane, care are însă numai puțin de 13 jucători străini. Rohozneanu pentru Stevan Vujovic. Se grăbește Vujovic cu această aruncare, trimite mult peste poartă muntenegranul. Bejiac accelerează pentru Cristiansen, incredibil, și se duce anticipat, însă nu mai poate interveni și la această aruncare a lui Robert Weber. Austriacul a profitat acolo, iată, pe recuperare, de neatenția lui Rohozneanu sau poate de reacția întârziată a acestuia. Și Magdeburg trece în avantaj 5-4, minutul 14. Robert Weber, principalul marcator din acest sezon pentru Magdeburg, 86 de goluri în campionat și în Cupa Germaniei. Ionuț Nistor întoarce pentru Vujovic, Vujovic pentru Cernoglavaț, acum Rohozneanu, frentă de aruncare, se oprește Cernoglavaț. Are și el dificultăți acolo și obține aruncare de la 9 metri. Am ajuns la jumătatea primei reprize. Mihai Rohozneanu încearcă angajarea lui Soare, o pasă
la joasă înălțime. Tot el acum întoarce pentru Vujović. Vujović se înalță, însă aruncă în blocaj masiv jucătorii germani în apărare, greu de blocat, incredibil. Încă o dată Dane Sheehan în fața lui Bejiak, slovenul Dane Sheehan, 40 de ani, start de meci fabulos pentru portarul sârb. Încă o dată intervine din situație 1 contra 1. Are un plasament de excepție Dane Sheehan și reușește, datorită experienței foarte mari, să apere, iată, mingi importante pentru echipa sa. Condusă cu un singur gol, 5-4 la jumătatea primei reprize, dar să nu uităm, a fost 4-3 pentru Constanța. Rohozneanu, Vujović și Cernoglavas la 9 metri pentru Dobrogea Sud, Nistor în extremă și Buricea, pivot este Dragoș Soare. Să nu uităm două absențe importante la Dobrogea Sud, pivotul sârb Zoran Nikolić și centrul sârb de asemenea Nemanja Mladenović. Amândoi accidentați, Mladenović ar putea reveni la meciul retur. Încă o dată Dane Sheehan apără. Sheehan la 10-a intervenție în această partidă. Revedem faza, învăruie acolo Bejiak, coordonator, nu, a fost Cristian O'Sullivan, norvegianul care a trecut în Inter stânga pentru Magdeburg. Însă încă o dată Dane Sheehan la post a reușit să conserve handicapul de un singur gol pentru echipa sa. Pleacă din extremă Buricea, minge pentru Cernoglavas, obține aruncare de la 7 metri, apărare în semicerc la Matias Mușe. A decis arbitrul maghiar Miklos Andor, ca conduce alături de conaționalul său Robert Hooker această partidă. Observatorul din partea Federației Europene de Handbal este turcul Ayberk Dimen. Nu ne propunem să vorbim prea mult de arbitri în acest meci și să sperăm că nu va fi cazul. Nicola Cernoglavas față în față cu Yannick Gren la 7 metri, o fentă de aruncare. Cernoglavas încă una și marchează Interul dreapta sârb, care restabilește egalitatea 5-5. Foarte ancorați în realitatea de pe teren, nu și-au pierdut deloc cumpătul cei de la Dobrogea Sud, pe terenul unei echipe de legendă a handbalului german și european. Însă să nu uităm, în tabăra Constanței sunt foarte mulți jucători cu experiență, cu multe sezoane în competițiile europene. Extraordinar, accelerează Cernoglavas și marchează superb încă o dată Ionuț Nistor, al patrulea gol pentru el în acest meci până acum. Start de partidă fantastic, dar foarte bine a circulat mingea până la această execuție a lui Nistor și cere timeout antrenorul echipei germane Bennett Wigert. În dificultate Magdeburg. Rohozneanu, Mișa Rohozneanu are un rol important în acest meci, coordonatorul de joc al echipei constanțene, care este titular în locul lui Dalibor Ciutura. Nu știu dacă este o decizie tactică sau are vreo problemă medicală Ciutura. Cert este că Rohozneanu este în teren și atunci când vorbeam de experiența jucătorilor, vreau să-l numesc și pe el, de 3 ori câștigător al Cupei Challenge cu UCM Reșița, Mihai Rohozneanu, sub bagheta lui Ehan Omer. De asemenea a fost component al echipei naționale a României la campionatul mondial din Croația în 2009, sub bagheta celui aș tehnician constanțean. Înscrie Mihail Damgard. Bejiak pasă pentru numărul 34, într-adevăr Mihail Nilsson. Damgard finalizează în poarta lui Sheehan, 6-6, egalitate.
Aceeași distribuție în atac pentru Dobrogea Sud. Soare iese de la semicerc pentru a combina la 9 metri. Să vedem ce soluție vor alege constanțenii. De data aceasta, Stevan Vujović alege soluția inspirată la finalizare. Pleacă de pe interstânga și se duce undeva în centru dreapta pentru a arunca recuperare în apărare pentru echipa noastră. 7-6, avantaj Constanța și incredibilă ratare, dar recuperează Vujović după ce Țârno Glavaz din situație 1 contra 1 cu Gren n-a putut finaliza. Revedem golul lui Stevan Vujović cu aruncare de la 9 metri și apoi contraatacul foarte bun, pasa lui Buricea pentru Țârno Glavaz, dar ce intervenție are Gren în fața lui Țârno Glavaz. Dar foarte important, au recuperat imediat în atac constanțenii și au acum posibilitatea de a se desprinde la 2 goluri. A intrat în locul lui Țârno Glavaț Dejan Malinović, bosniacul cu numărul 4 pe inter dreapta. Și el, un jucător cu mare experiență, a evoluat ultima dată în Franța la Cretei. Malinović lasă pentru Rohozneanu. Vujović se oprește, apărare masivă a germanilor, aruncare deviată a lui Rohozneanu. Bejiak, conducătorul de joc sloven, și acum Mats Christiansen. Bine lansat, nu este polonezul Piotr Krapkowski. Iată-l finalizând pe acest contraatac rapid. Krapkowski în imagine, unul dintre jucătorii importanți veniți în vară la echipa germană, 29 de ani, 2 metri și 2 centimetri înălțime, a evoluat pentru Kielce, cu care a câștigat, atenție, în 2016 Liga Campionilor. Un jucător foarte valoros. Soare, scapă mingea, Malinović, Vujović, Rohozneanu și acum din nou Vujović. În lipsă de idei la finalizare, constanțenii, aruncare deviată a lui Vujović. Va fi o repunere din colțul terenului, George Buricea. Destul de dificil de depășit această apărare masivă a germanilor. Să vedem, Malinović pentru Vujović, aruncare apărată încă o dată de Yannick Gren. Vă spuneam, unul dintre cei mai importanti jucători echipei germane, campion olimpic cu Danemarca în 2016 la Rio de Janeiro. Au jucători de superclasă germanii. Acum un cartonaș galben arătat de Andorca, arbitrul maghiar lui Dragoș Soare, chemat repede pe bancă de Sandu Iacob. Marco Isakovic, secundul său, a condus echipa la cele 2 victorii cu norvegienii de la Bekkelaget Sandvallerit din turul al doilea al cupei HF, faza precedentă a competiției. Ambele meciuri transmise în direct și în exclusivitate de Dotto Sport de la Sala Sporturilor din Constanța. Au acceptat norvegienii să joace ambele meciuri la Constanța, iar Dobrogea Sud s-a calificat mai departe cu 2 victorii. Acum sorții au scos în cale o echipă extraordinară, mult mai valoroasă, Magdeburg. Bravo! 7-7 la Getek Arena în prima manșă din turul al treilea al cupei HF. Meci foarte bun făcut până acum de constanțeni. Înscrie Damgard de la 9 metri și trece din nou în avantaj echipa germană, 8-7. Spunea înaintea acestui meci Marco Bejiak, coordonatorul de joc sloven și antrenorul Bennett Wigert, că este foarte important ca Magdeburg să câștige la o diferență cât mai mare această prima partidă, pentru că cunosc foarte bine valoarea echipei constanțene, o echipă cu experiență. În niciun caz cel mai ușor adversar pe care îl puteau întâlni în această primă fază în care intră în competiție Magdeburg. Excelentă această angajare a pivotului, care cine credeți că era? Dalibor Ciutura a apărut pe post de pivot acolo. Pasa lui Malinović a făcut toți banii și Constanța a egalat la 8. Acum contraatacul lui Sheehan, din păcate mingea nu ajunge la Nistor, dar rămân în posesie constanțenii. Revedem faza, Malinović
extraordinară angajare și acolo pe post de pivot coordonatorul Dalibor Ciutura, 42 de ani, care a intrat pe teren evident ca centru, dar a apărut, iată, la finalizare ca pivot mai devreme. Ciutura, un jucător polivalent cu experiență uriașă. Spuneam, Benel Digard se temea cel mai mult de el, este jucătorul care controlează totul în echipa constanțeană, se referea evident la joc. Da, se fluieră ceva în atac, o greșeală pentru Constanța, foarte bine se descurcă Bejiac, dar Șian stă bine pe picioare și apără. Dane Șian, omul meciului până acum pentru Constanța, alături de Ionuț Nistor, a avut câteva parade de excepție Dane Șian. Dane Șian care a evoluat și în Germania pentru Flensburg-Handewitt în Bundesliga, un sezon e adevărat, dar are experiență uriașă acest Dane Șian. Iată parada în fața lui Cristian O'Sullivan, a fost, îmi cer scuze, nu Bejiac, numărul 24, interul stânga norvegian, vicecampion mondial în acest an, domnilor și domnilor. Marea surpriză a campionatului mondial din Franța, Norvegia, care a obținut în premieră o medalie la o competiție majoră, a pierdut finala cu Franța la Paris, dar a fost marea revelație acestei competiții. Aruncă Malinovic, apără încă o dată, Jannik Green sau Green, nu știu exact cum se pronunță, dar mai puțin contează în engleză, ar însemna verde. Și se potrivește perfect numele său pentru această echipă, roși-verzi, culoarea predominantă este verde la Magdeburg. Marchează acum Cristian O'Sullivan cu această pătrundere la care apărarea echipei constanțene a fost clar surprinsă. Un nume evident care trădează originile irlandezele acestui handbalist, însă el este născut și crescut în handbalul norvegian. A trecut la juniori pe la Bekkelaget Handball Elite, echipa pe care Dobrogea Sud a întâlnit-o în turul precedent al cupei HF, O'Sullivan, însă apoi a plecat în Suedia la Kristianstad și în fine a ajuns la Magdeburg în cel mai puternic campionat din lume, Bundesliga. Aruncă Buricea din extremă și marchează, iese la rampă, iată veteranul Constanței cu această execuție. George Buricea reușește să înscrie spectaculos, dar vine replica lui Robert Weber. Două extreme de super clasă pentru Magdeburg. Spunea de fapt team managerul Branko Angelovski înainte acestui meci că se teme cel mai mult de acest cuplu de jucători de pe cele două extreme. Am văzut golul, am revăzut golul lui Buricea dintr-un alt unghi și apoi pe cel al lui Weber. Se temea foarte mult Angelovski de aceste două extreme, Weber și Mușe, care marchează multe goluri pentru Magdeburg. Malinovic pentru Ciutura. Ciutura blocat, ține aruncare de la 9 metri. Angajarea pivotului nereușită de data aceasta, Soare nu a prins bine mingea, contraatac devastator al germanilor și Weber marchează încă o dată. Da, și cere timeout acum antrenorul Sandu Iacob. E momentul unui timeout.
8 secunde ale primei reprize, 11 la 9 Magdeburg. A trecut în avantaj echipa germană, care categoric pe teren propriu va fi o nucă foarte greu de spart pentru Dobrogea Sud, dar cred că echipa constanțeană deja a arătat că e capabilă să facă un rezultat foarte bun aici. Este important ca diferența de goluri în cazul unei înfrângeri să fie cât mai mică, pentru că în retur la Constanța echipa să aibă șanse de calificare. Asta își propuneau în principal constanțenii, gândind foarte realist situația. Sigur că asta nu exclude varianta de a juca pentru sau de a lua în calcul o victorie, de ce nu, sau un rezultat de egalitate la Magdeburg. Iar după această primă repriză, care mai are câteva minute până să se încheie, putem lua în calcul și acest lucru. George Buricea marchează din extremă, spectaculos, 11-10. Iată, un singur gol diferență și practic la acest scor orice rezultat este posibil aici la Magdeburg. Meci foarte, foarte bun făcut de Dobrogea Sud. O echipă, într-adevăr, compusă din jucători foarte experimentați, dar totuși o echipă aflată la doar al doilea sezon în prima ligă a României, să nu uităm acest lucru. În apărare, stâlp acolo, în centru, este Veljko Markovski, macedoneanul pentru Dobrogea Sud. Se apără avansat Buricea, acum Cernoglavaț, minge ajunge în extremă la Weber, dar s-a fluierat un foul de 9 metri. Se rea jocul. Sullivan pentru Weber, aruncă până la urmă Marco Bejiak și marchează coordonatorul de joc sloven. Revedem faza, pasa lui Christensen, îl găsește bine acolo pe Bejiak. Noi l-am văzut mai devreme pe O'Sullivan, dar marcatorul a fost Marco Bejiak. 12-10, 2 minute înainte de pauză. Ciutura, Buricea și acum Vujović. Ionuț Nistor pentru Marinović, aruncă Marinović, însă nu a plasat mingea acolo unde ar fi trebuit, era green acolo. Și polonezul Piotr Krapkowski profită de reacția întârziată, putem spune, apărării constanțene, care a așteptat prea mult. Am revăzut parada lui Gren și apoi, iată, Krapkowski, după ce trece de Marinović, înscrie, nicio șansă pentru Dani Șian. Ați văzut foarte scurt și reacția lui Sandu Iacob, puțin nedumerit, puțin dezamăgit, dar echipa noastră rămâne în joc, ratează încă o dată din situație bună Vujović. Orice ratare poate conta enorm în acest meci. 13-10, minutul 30 al partidei. Ne apropiem de pauză, doamnelor și domnilor. Pentru prima dată Magdeburg conduce cu 3 goluri într-un meci care a stat până acum sub semnul echilibrului. Constanța a condus în două rânduri aici la Getek Arena din Magdeburg. A făcut un joc foarte, foarte bun, însă pe finalul primei reprize Magdeburg reușește, iată, să pună o diferență de 3 goluri. Să vedem dacă constanțenii la acest ultim atac poate vor reuși să reducă din diferență. Ar fi extraordinar să intre cu 2 goluri la pauză și nu cu 3 de recuperat. Se înalță Ciutura, este blocat prin foul și cred că va fi o ultimă aruncare. E amenințare de joc pasiv, dar n-a mai rămas timp la dispoziție pentru Constanțeni decât pentru o ultimă aruncare de la 9 metri în fața unui zid format din 4-5 jucători probabil. Și ce jucători, vedeți ce înălțime au handbaliștii aflați acolo. Marinović, șansa aproape imposibilă, da, de a înscrie.
Se termină 13-10 prima repriză pentru Magdeburg, dar încă o dată Dobrogea Suda a făcut un joc foarte, foarte bun și numai pe finalul primei reprize câteva greșeli au privat echipa constanțeană de un rezultat și mai bun la pauză. Oricum, este bine, 13-10 pentru Magdeburg. Revenim după pauza de aproximativ 10-15 minute cu repriza a doua în direct de aici de la Magdeburg.
în Magdeburg, unde Dobrogea Sud Constanța este condusă la pauză cu 13-10. Iată și pe pivotul muntenegrean Mladen Rakcevic, care a ieșit la încălzire, nu a evoluat deloc în prima repriză. O primă repriză foarte, foarte bună făcută de echipa constanțeană, care a avut o eficiență atacului de 38% și o eficiență aruncărilor de 40%. În comparație cu echipa noastră, Magdeburg a avut 42% atacul, eficiența atacului și 48% cea a aruncărilor, diferențe foarte mici, asta vreau să scot în evidență. Pe de altă parte, interesant să vedem unde s-a făcut poate diferența în acest meci. Iată pe Ionuț Nistor, l-am avut în imagine, și imediat Stevan Vujović. Ei sunt la extremitățile eficienței, dacă putem spune, în atac pentru Constanța, în timp ce Ionuț Nistor, extrema dreapta, a marcat 4 goluri din 4 aruncări, 100% eficiență, iar George Buricea 2 goluri din 2 aruncări, deci a mers foarte bine pe extreme. La 9 metri lucrurile n-au stat chiar atât de bine. Nicola Țânălavas, pe care îl vedem, numărul 15, a înscris 2 goluri din 6 aruncări, 33% eficiență, iar Stevan Vujović, despre care vă vorbeam, 1 gol din 7 aruncări, doar 14% procent de reușită. Contează acest lucru. Rohozneanu, niciun gol, o aruncare. Apoi Malinović, niciun gol din 3 aruncări. Și în fine, Dalibor Ciutura, un gol din 2 aruncări, 50% procentaj de reușită. Date statistice oferite live de Federația Europeană de Handball. Iată și pe arbitrii meciului, sunt maghiarii Miklos Andorka și Robert Hooker. Sandu Iacob pe margine, fost jucător în Bundesliga în sezonul 2006-2007, după ce a câștigat titlul și Cupa României cu HCM Constanța, a plecat în Germania la TuS Lübecke, o echipă care s-a confruntat în acest sezon cu Magdeburg și a pierdut, a câștigat Magdeburg. Iată-l pe Sandu Iacob, 40 de ani, unul dintre cei mai buni antrenori din noul val, putem spune. S-a lăsat de doar 2 ani de handbal, a pus capăt carierei de jucător doar numai cu doar 2 ani. Și pentru el, de asemenea, este o mare provocare această dublă cu Magdeburg, în care întâlnește un antrenor de asemenea foarte tânăr, Benno Wigert, 35 de ani, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Magdeburg ca jucător. Magdeburg, un club mare, un club de legendă al handbalului german, a câștigat Cupa Campionilor Europeni pe vremuri, pe când făcea parte din fosta Republică Democrată Germană în anii 60, apoi a câștigat Liga Campionilor în 2002, prima echipă germană care a reușit să câștige competiția numărul 1 a Europei, noul său format la Liga Campionilor. Iată-l și pe Laurențiu Toma, capitanul echipei constanțene, care va intra titular în repriza secundă. Înainte de a începe jocul, să nu uităm să amintim numele lui Robert Licu, care a evoluat pentru Magdeburg în anii 90, a câștigat o Cupa Germaniei în 96, fostul mare internațional, al doilea marcator din istoria naționalei României după Vasile Stângă, și pe tatăl său, regretatul Gheorghe Ghiță Licu, cel care a asigurat în 2006 interimatul pentru un sezon ca antrenor principal la SC Magdeburg, după o perioadă în care islandezul Alfred Gislason reușise pe parcursul la aproape 6 ani să aducă cele mai mari performanțe din istoria clubului, și anume câștigarea titlului în 2001 și apoi a Ligii Campionilor în 2002. O echipă stelară în care făceau parte, le spuneam, Cristian Godin, nimeni altul decât antrenorul cu care Dobrogea Sud a început sezonul, fost campion mondial cu Franța ca portar, apoi Olafur Stefansson, Nenad Perunicic, Joel Abatii, Oleg Kuleshov, Gerrit Kervadec, Stefan Kretschmar, poate vi-l aduceți aminte, cel cu o coafură de panchist în anii 90, făcea furori, a câștigat și titlul mondial cu Germania în 2007,
Și alături de acești jucători importanti, super vedetele handbalului european, evolua și actualul antrenor Bennett Wiegert, care pentru scurt timp a evoluat și în naționala Germaniei. Din acest punct de vedere, Sandu Iacob, sigur cu experiență mult mai mare pentru naționala României, campionatul mondial din Croația, a fost dintre jucătorii importanți acele echipe din care mai făceau parte Laurențiu Toma, George Buricea și Mihai Rohozneanu, elevii săi de astăzi, bineînțeles și Ionuț Rudi Stănescu, șeful său de astăzi, președintele clubului. Începe meciul, doamnelor și domnilor, repriza a doua, un meci extraordinar până acum, o evoluție remarcabilă a echipei constanțene, care nu s-a speriat de numele adversarului și până acum a stat foarte bine în meci. Să vedem ce se va întâmpla în partea a doua. O repriză care începe o repriză care începe cu Constanța în atac, înscrie Țârnoglava, 13-11, Interul dreapta sârb, iată, marchează primul gol al reprizei secunde. Acum Piotr Krapkovski, polonezul care a câștigat Liga Campionilor cu Kielce în urmă cu un an, în imagine obține aruncare de la 7 metri pentru Magdeburg. 2,02 metri are Krapkovski. Noi revedem reușita lui Țârnoglava și nemulțumirea lui Gren, portarul danez al gazelor. Oh, ce execuție la 7 metri. Robert Weber, extrema dreaptă a echipei germane, înscrie cu aruncare spectaculoasă. Mingea lovește barea transversală înainte de a intra în poartă. Este austriac Robert Weber. El a marcat cele mai multe goluri pentru formația germană în prima repriză, 5, acum al 6-lea gol pentru Magdeburg, înscris de Weber. Scorul este 14-11. Greșesc în atac ambarii și de la Dobrogea Sud. Țârnoglava, cred că a făcut forțare acolo, cum O'Sullivan, Bejiak pentru Krapkovski. Sullivan, care apare în extrema dreaptă, blochează însă încă o dată Dane Sheehan. Mihai Rohozneanu și acum Stevan Vujovic. Muntenegranul care a evoluat în Bundesliga pentru Gummersbach intră pe post de pivot Mladen Rakcevic, pe o primă repriză în care Dragoș Soare nu are și să marcheze deloc. Iată că Sandu Iacob mizează pe experiența lui Mladen Rakcevic, fost capitan al naționalei Muntenegrului. A ajuns și el la 36 de ani, Rakcevic. Minge pentru Țârnoglava, se înalță Vujovic. Vujovic, o fentă, trece de un adversar, dar este apoi blocat acolo. În centrul apărării lui Magdeburg este croatul Jeliko Musa. Din nou greșesc handbaliștii noștri în atac. O'Sullivan pentru Christiansen, Krapkovski, doi jucători foarte înalți, au trei jucători peste 2 metri, cei de la Magdeburg. Ați văzut în apărare ce înseamnă acest lucru, o apărare 6-0 greu, foarte greu de trecut, dar și în atac, evident, de tâncă impresionantă, care se adaugă la talia acestor jucători. Acum Bejiak, coordonatorul de joc sloven, obține aruncare de la 7 metri. Același Weber, față-față cu Dane Sheehan, îl păcărește. Iată aceasta cu o aruncare cu efect Weber și urcă scorul la 15-11. Da, misiune din ce în ce mai grea pentru Dobrogea Sud. Sandu Iacob pe margine încearcă să-i mobilizeze pe jucători. Are un dialog cu Dalibor Ciutura, care va intra probabil. El este creierul echipei constanțene. Nu joacă în acest meci și cred că este o problemă medicală, pentru că mi-e greu să cred că într-un meci de asemenea importanță titularul a fost schimbat, dar poate este o decizie a antrenorului Sandu Iacob. Oricum trebuie făcut ceva, pentru că iată
Germanii marchează gol după gol, acum e 16 la 11 după reușita pe contra-ataca lui Matias Mușe, extrema stângă, născut la Magdeburg. Da, schimbă coordonatorul de joc, Sandu Iacob, revine pe teren Dalibor Ciutura în locul lui Mihai Rohozneanu. Toma în extrema dreaptă, în locul lui Nistor. În centru Vujovici. Încercarea lui Ciutura de a-l angaja pe Rakcevici. Ciutura are, pe lângă acțiunile personale, extrem de greu de contracarat, are acest talent de a angaja foarte bine pivotul. Înscrie acum George Buricea. Buricea, încă un gol, eficiență maximă pentru Buricea, 3 goluri din 3 aruncări, 16 la 12. Revedem faza, pasa vine de la Vujovic, foarte bun în rol de servant Stevan Vujovic, mai bine decât decât în rol de finalizator în acest meci. Apărarea avansată a Constanțenilor, Rohozneanu se apără avansat, încearcă Sandu Iacob să blocheze cât mai departe de poarta lui Șian, echipa germană care beneficiază de jucători foarte puternici, foarte înalți. Acum o greșeală a lui Krafkovski, care a încercat angajarea extremei. Șansă pentru Constanța de a se apropia la 3 goluri. Contează foarte mult, evident, scorul final. Vă spuneam și în prima repriză, declara antrenorul Bennett Wigert, dar și coordonatorul de joc Marco Bejiac, declarau amândoi că rezultatul este foarte important. Constanța este o echipă de luat foarte în serios, pentru că practică un joc diferit față de Bundesliga, cu o apărare mult mai dură și de aici se pot naște multe contraatacuri. Nu pot să spun că s-a întâmplat de foarte multe ori acest lucru, dar forma deosebită a lui Dane Șian a fost importantă, e adevărat, și pe contraatac a strălucit Nistor în două ocazii. În rest, iată, Ciutura reușește să treacă în extrema stângă, să ocolească apărarea adversă și să arunce, dar Gren se apără, acum nu are ce face la aruncarea în forța lui Nicola Țârnoglavaț, un braț de temut acolo la 9 metri. 16 la 13, au trecut aproape 8 minute și acum Markovski nu poate opri pe pivotul de 2 metri croat, Jelico Musa. Ne vedem golul lui Zenoglava cu aruncare de Inter, adevărat, și apoi în replică angajarea lui Musa, care nu poate rata la semicerc. Sigur, o echipă cu un buget mult mai mare, cu posibilități mult mai multe. Spuneam, o adevărată selecționată internațională Magdeburg, cam ca toate echipele germane din primele 10 locuri, dar nu întotdeauna contează asta. Iată-l pe Dalibor Ciutura, la 42 de ani, într-o acțiune caracteristică, finalizând exact ce vă spuneam, foarte greu de oprit atunci când reușește acele ruperi de ritm. Dalibor Ciutura nu-și trădează vârsta absolut deloc, pleacă glonț de pe loc și reușește de multe ori să supindă apărările adverse. A fost cazul acțiunii de mai devreme, care a dus scorul la 17 la 14. Au trecut aproape 9 minute din repriza a doua. Meci strâns în continuare. Constanța trebuie să rămână în joc și să încerce să blocheze tentativa gazelor de a se desprinde la o diferență mult mai mare. Damgard Nilsson pentru Musa, angajare. N-a fost gol, dar este aruncare de la 7 metri, fără doar și poate. Nicio eliminare până acum, atenție. Contează acest lucru, pentru că echipa constanțeană, în inferioritate numerică, ar avea o misiune mult mai dificilă. Intră Nicola Mitrevski în poartă și apără Nicola Mitrevski, apărarea, aruncarea lui Robert Weber, macedoneanul, iată, reușește o paradă, reflex al lui Nicola Mitrevski cu piciorul, blochează mingea
Mitrețchi felicitat de toți jucătorii de pe banca de rezerve. Atac pozițional al echipei constanțene, condusă cu 17 la 14. Cernoglavaț pentru Dalibor Ciutura, Ciutura pentru Vujović, Toma. Vujović a schimbat cu Cernoglavaț. Acum Ciutura încearcă din nou acea rupere de ritm caracteristică urmată de o depășire. Amenințare de joc pasiv, extraordinară pasă pentru Rakcevic, dar aruncă în bară pivotul muntenegrean. Din fericire scapă mingea echipa germană. Revedem pasa pe la spate a lui Ciutura, fantastic, și continuarea lui Rakcevic n-a fost rea deloc. Puțină lipsă de precizie a făcut ca Dobrogea Sud să nu marcheze. Sandu Iacob pe margine își încearcă să-și motiveze, să-și mobilizeze jucătorii în aceste momente foarte importante în care Dobrogea Sud trebuie să țină aproape de echipa germană. Dalibor Ciutura, o încercare de angajare, până la urmă mingea ajunge la Vujović, dar arbitrii dau mingea echipei germane. Greșește acum Bejiac, însă se fără aruncare de la 9 metri pentru Magdeburg. Iată pe suporterii roși-verzi, vă spuneam, culorile clubului, încurajând de pe margine echipa germană. Avem și noi 10 suporteri la acest meci, 10 suporteri care au făcut deplasarea de la Constanța pentru a susține Dobrogea Sud în acest meci extrem de important din existența sa. Apără și Ian în fața lui Musa, contraatac rapid al constanțenilor, George Buricea marchează 17 la 15, procentaj maxim pentru George Buricea. E bine că marcăm cu extremele pe aceste acțiuni rapide și iată, pasă în out direct. Revedem faza de mai devreme. Damgard Nilsson îl angajează pe Musa, apăr încă o dată Sheehan și tot el aruncă pe contraatac precis până la George Buricea, care nu se oprește decât cu gol în poarta adversă, dacă pot spune așa. 17 la 15 și posesie pentru Dobrogea Sud. Se poate apropia la un singur gol echipa noastră. Spuneam, susținută de un mic grup de suporteri, cei care nu lipsesc la niciun meci la Constanța, la Sala Sportelor, și urmăresc, însoțesc echipa și în deplasare de câte ori au ocazia. N-au ratat nici această ocazie de a fi la Magdeburg alături de ei. Poate că va conta și acest lucru. Apără acum, da, apără și Ian, dar se dă aruncare de la 7 metri. Revedem faza, Cristiano Sarivan este cel care este blocat aici de Ciutura cu o mână la gât și cred că a văzut și eliminare Ciutura la această fază. Îi reproșează arbitrului decizia pentru că intenția sa n-a fost de a-l bloca cu o mână la gât, a fost o mână pe piept, i-a arătat Ciutura, dar arbitrii rămân intransigenți, este eliminare și aruncare de la 7 metri. Weber și Mitrevski față în față, bară. Iată, i-a luat frica lui Mitrevski, Robert Weber. Nu știu dacă n-a atins puțin mingea Mitrevski, așa mi s-a părut. A deviat oricum foarte puțin. Nu cred că mi se poate pune o paradă, dar sau o intervenție salvatoare. Mai puțin contează. Mingea n-a intrat în poartă. 17 la 15 pentru Magdeburg, dar evoluăm în inferioritate numerică. Iată-i pe suporterii constanțeni prezenți la meci, mai mult de 10 susținători a echipei. Stevan Vujović pentru Rohozneanu. Rohozneanu n-are cum să treacă acolo, are 3 jucători cu un cap mai înalți toți decât el. Cernoglavaț blocat. Amenințare de joc pasiv, trebuie să caute finalizarea constanțenii. Cernoglavaț aruncă și marchează, extraordinar! Gol în inferioritate numerică reușit de Interul, dreapta sârb, Nicola Cernoglavaț. 17 la 16, revedem faza, pasa lui Rakcevic și continuarea
spectaculoasă a lui Nicola Țârnoglavaț, un meci foarte bun făcut de tânărul internațional sârb. Acum Weber îl păcălește pe Sheehan cu această aruncare cu efect din extremă. Revedem faza extraordinară, execuția lui Weber, și Sheehan își pune mâinile în cap. La experiența sa nu-și permite lui însuși să greșească în acest fel, dacă pot spune, după reacția lui. În orice caz, Weber este un jucător de super clasă, a dovedit-o până acum. 18 la 16, Vujovic la 9 metri, Țârnoglavaț încearcă să treacă, pas în extremă, Toma marchează, Laurențiu Toma, capitanul Constanței, iată, apare la finalizare, un gol important, 18 la 17. Minge recuperată de Mușche și este timeout acum cerut de Bennett Vigor de la jumătatea reprizei a doua. Un singur gol avantaj pentru Magdeburg, 18 la 17, iată pe Vigor strângându-și jucătorii în jurul său. Venit în direct, a expirat time-out-ul cerut de Bennett Vigard. Echipa sa conduce cu un singur gol la Getek Arena și urmează și returul de la Constanța, însă să nu ne grăbim cu aprecierii. Mai sunt de jucat 14 minute și ceva, aproape 15 minute. Constanța trebuie să mențină același ritm pentru a pleca cu un rezultat bun de aici, de la Magdeburg. Iată-i pe suporterii germani încurajând echipa, bine echipați acolo cu tobe, cu tot ce trebuie. Patria handbalului Germania a aniversat de curând 100 de ani de handbal. Vă dați seama, de 100 de ani se joacă handbal în Germania, una dintre cele trei națiuni care și arogă paternitatea acestui sport, atât de Cehoslovacia, fostă Cehoslovacie, și de Danemarca. Marchează în toată Weber din extrem, austriacul de 32 de ani, din pasa lui Damgard Nielsen, danezul înscrie la coțul scurt, 19 la 17. Un rezultat surpriză în această fază a competiției. Deținătoarea trofeului cupei HF Frischhaf Göppingen a remizat pe teren propriu cu Arendal din Norvegia, 27 la 27. Ar fi o surpriză de proporții ca deținătoarea trofeului să fie eliminată în această fază a competiției, dar ce surpriză ar fi să fie eliminată Magdeburg de Handball Club Dobrogea Sud Constanța. Evident, noi ne dorim cel mai mult, constanțenii, și cred că întreaga România handbalistică, vreau să cred. Contraatac al germanilor, data aceasta condamnat și Ian în fața lui Matias Mușe. Iată pasa lui Weber și Mușe pe trei pași se duce lansat acolo, 20 la 17, și este momentul ca Sandu Iacob să ceară time-out, pentru că acum echipa sa este în dificultate.
venit în direct de la Goethe Arena din Magdeburg și dacă tot vorbeam de rezultate, să consemnăm și victoria românilor noștri de la San Rafael, echipa franceză care a învins cu 40-29 echipa croată Dubrava în prima manșă din această fază a competiției. Spuneam, românii noștri de la San Rafael, Mihai Popescu și Alexandru Șimicu, foștii componenți ai lui HM Constanța, cei care în 2014 erau în echipa de vis de la Berlin din Final Four-ul cupei HF. Înscrie Stevan Vujovic pentru Dobrogea Sud, în sfârșit o aruncare imparabilă a Interului Muntenegrean pentru Yannick Gren, portarul danez. 20-18 a avut efect timeout-ul cerut de Sandu Iacob, cel puțin după această reușită putem trage concluzia. Iacob pe margine, vorbind cu ceilalți jucători care se pregătesc să intre în teren. Apărarea avansată a echipei constanțene, Buricea, dincolo de linia de 9 metri. Să vedem ce acțiune reușește aici, finalizată cu gol, iată-l, după reușita lui Vujovic. Am văzut golul lui Mats Christiansen, danezul care a făcut și el parte din echipa campioană olimpică în 2016 la Rio, dar Christiansen are în palmares și un titlu european în 2012 cu Danemarca, dacă vă aduceți aminte, în Serbia, la Belgrad, a fost o victorie. În finala, atenție cu Serbia, din care a făcut parte Dalibor Ciutura. Duel interesant din acest punct de vedere. Toma în fața lui Gren nu poate finaliza din extremă. Și acum Krapkowski, extraordinar, polonezul, se duce acolo lansat și nu poate fi blocat. Încă o dată, iată, se înalță undeva pe la 3 metri, cred, pentru care 2-0-2. Krapkowski înscrie 22-18. Iacob face încă o modificare, îl scoate pe Crnoglavac și introduce din nou pe teren pe bosniacul Dejan Malinović. Vor fi 10 minute foarte grele pentru Constanța, 10 minute de foc în care Magdeburg va încerca să rupă echilibrul, să facă o diferență cât mai mare. Iată, apărare deja avansată a germanilor. Toma, Malinović, pentru Vujovic. George Buricea încearcă angajarea pivotului, de fapt era Toma acolo care transformase în al doilea pivot. Titular este Mrakcevic. O primă repriză în care a jucat Soare acolo pe semicerc, iată că Iacob mizează pe experiența superioară a lui Mladen Rakcevic, un jucător mult mai combativ în același timp, deși este mai în vârstă. Pasa lui Vujovic pentru Malinović, excelentă angajarea lui Rakcevic, marchează Mladen Rakcevic. 22-19 după această reușită, minutul 20 al reprizei secunde, minutul 50 al partidei, doamnelor și domnilor. 22-19 este scorul în acest moment după golul lui Rakcevic. Constanța se apără cu Buricea avansat, să vedem, aruncă Nilsson, apără Sheehan. Revedem acțiunea echipei germane, aruncarea lui Damgard Nilsson și pleacă anticipat Dane Sheehan, care în continuare are o evoluție foarte bună. Contează extraordinar de mult evoluția lui Dane Sheehan. Un portar poate fi jumătate de echipă, se spune uneori, poate chiar mai mult. Un portar în zi de grație te poate îngropa în ghilimele sau te poate duce spre victorie. Aruncă pe lângă poartă acum constanțenii în atac. Pasa lui O'Sullivan pentru Weber într-un moment în care constanțenii nu se repliaseră. Iată, O'Sullivan observă perfect acest lucru și lasă pe Weber singur cu Sheehan. 23-19. N-au greșit foarte, foarte mult constanțenii în acest meci, dar orice greșeală atârnă extrem de greu în această partidă în care Magdeburg, evident, nu va ierta nicio eroare din tabăra adversă.
Sigur, este valabilă și reciproca, dar echipa noastră are o misiune grea pe terenul unei favorite la câștigarea trofeului, să nu uităm, Magdeburg, o echipă mai mult decât atât garnisită de valori. Am enumerat deja campionii europeni, mondiali și olimpici și mai mult decât atât o echipă care este obișnuită să evolueze etapă de etapă în Germania, în Bundesliga, cel mai tare campionat din lume. Rakcevic marchează de la semicerc. Încă o dată Vujovic, angajare perfectă și Rakcevic cu o finalizare de maestru în poarta lui Jani Gren. 23-20, minutul 52 al partidei. Trebuie să facă totul în aceste 7 minute constanțenii pentru a menține o diferență cât mai mică. Iată pe suporterii noștri cu emoții maxime, aproape că nu suflă acolo din sectorul de tribună în care se află. Bejiak pentru aruncarea în forță acum reușită de Damgard Nilsson. 24-20 înscrie danezul. Magdeburg este la al 27-lea sezon consecutiv în Bundesliga. A evoluat fără întrerupere, iată, în prima ligă germană, considerat pe bună dreptate cel mai puternic campionat din lume. Am tot repetat asta, dar așa este, chiar dacă campioanele Europei au fost de cele mai multe ori din Spania, Barcelona, Ciudad Real. În Bundesliga, primele 10 echipe sunt extrem de puternice. Valoarea campionatului este mult ridicată față de celelalte. Înscrie Dejan Malinović, dar iată vine replica imediată a lui O'Sullivan. Gol totuși nu este validat. A venit după fierul arbitrului. Noi revedem reușita lui Dejan Malinović. Pasă din nou foarte bună a lui Ciutura, care a făcut și paravan de aruncare acolo bosniacului. 24-21 este scorul oricum. Ionuț Nistor lângă Sandu Iacob. S-ar putea să intre pe final Ionuț Nistor. Bejiak, slovenul care coordonează jocul echipei germane. Bejiak este cel care marchează, dar după ce comite forțare, decizia arbitrului maghiar Andorca este aplaudată de constanțeni, dar așa a și fost. Intrăm deja în ultimele 5 minute în curând și deocamdată rezultatul este unul bun, 24-21. Sigur, nu te poți bucura la înfrângere, dar luând în calcul toate datele problemei, este un rezultat foarte bun pentru Constanța, măcar dar rămâne o diferență de 2-3 goluri, pentru că ar putea spera Dobrogea Sud la calificare. Să nu uităm, mai este un meci retur la Constanța peste o săptămână, duminică la ora 18, de asemenea în direct și în exclusivitate la Dotto Sport. Marchează George Buricea, care are o evoluție remarcabilă în acest meci. Veteranul Constanței s-a mobilizat exemplar și a finalizat absolut toate acțiunile. Toate aruncările sale s-au soldat cu gol în acest meci. George Buricea, joc foarte bun, 24-22. Se apără avansat constanțenii cu doi oameni la 9 metri, Malinović și Buricea. Apără și Ian, dar este aruncare de la 9 metri, rămâne în atac Magdeburg. 4 minute și jumătate, se aud încurajările permanente ale fanilor germani și înscrie Damgard Nilsson aici, profitând, iată, de reacția întârziată a apărării noastre, dar ce mult a sărit și Nilsson, un jucător nu neapărat foarte înalt, nu face parte din categoria celor peste 2 metri. Spuneam mai devreme că polonezul Krapkowski s-a înălțat undeva la 3 metri mai devreme când a marcat și nu exagerez cu nimic. Este 25-22, ultimele 4 minute ale meciului. Constanța trebuie să rămână în joc și să piardă la o diferență cât mai mică, pentru că din acest moment e greu să mai vorbim de un alt rezultat. 3 goluri în 4 minute, cam greu să recuperezi, dar sigur, speranța moare ultima. Deocamdată pierd Constanțenii o minge în atac. Krapkowski și
Da, este aruncare de la 7 metri la această acțiune a lui Mats Christiansen. Noi revedem faza de mai devreme. Pasa lui Ciutura nu ajunge mingea la Buricea. Apoi Krapkovski pasează inteligent lui Christiansen și se dă 7 metri pentru apărare în semicerc. Vitrevski revine în treburile porții constanțene. Mușe este la 7 metri după ce Weber a ratat de 2 ori. Vitrevski, nu, este gol. Mușe are o execuție mai sigură, mai în forță. 26-22. Și intrăm în curând în ultimele 3 minute. Exact 3 minute până la final, 26-22 este scorul în acest moment. Haide să vedem ce vor face constanțenii. Ciutura forțează acolo o pătrundere în încercarea de a obține 7 metri. Sclipirile lui Ciutura au adus de multe ori victoria echipei constanțene. Sandu Iacob concentrat pe margine, aruncă și marchează Dejan Malinović. Da, gol important, 26-23, reușita bosniacului. Ne apropie din nou la 3 goluri. 2 minute și jumătate până la final. Buricea se apără acolo avansat. Noi revedem reușita lui Malinović. Iată, pe un singur pas sare și reușește să îl păcălească pe Gren. Minutul 28 al partidei. Aruncă acum pe lângă poartă, dar se dă, nu, este out de poartă. A aruncat pe lângă, clar, la această fază, Damgard Nilsson. Să revedem faza. Bejiak pasă pentru Nilsson, care aruncă pe lângă poartă, nejenat de nimeni acolo. Nu știu de ce a protestat. 26-23, cu 2 minute înainte de finalul partidei, s-a accidentat unul dintre handbaliștii constanțeni după contactul cu Damgard. Și cred că este timeout cerut de Sandu Iacob sub privirile suporterilor constanțeni, care acum încep să-și încurajeze echipa pe acest final. Da, Stevan Vujović este cel care s-a lovit la picior. Cred că a fost un moment de întrerupere cerut de arbitru, nu este timeout. Și iată pe suporterii noștri cu steaguri tricolore la Getek Arena din Magdeburg. Remarcabil efortul lor de a fi alături de echipă în acest meci istoric, putem spune. Este al treilea meci european pentru Dobrogea Sud Constanța, dar primul de o asemenea învergură după dubla cu norvegenii de la Handball Elite de la Constanța. Iată, primul meci în deplasare în Europa și meciul cu numărul 133 pentru echipa de handbal masculină a Constanței în cupele europene, după ce Handball Club Constanța a jucat 4 meciuri în Challenge Cup în sezonul 2001-2002, a urmat HCM Constanța cu perioada aceea de 15 ani fără întrerupere în Europa, incluzând Liga Campionilor, Cupa Cupelor, Challenge Cup și Cupa EHF. Și acum noul club Dobrogea Sud, cel care își propune să ducă însă mai departe tradiția HCM-ului într-un meci foarte important din existența sa, un meci istoric, nu exagerăm cu nimic, mai ales dacă rezultatul va rămâne în aceste coordonate, de ce nu mai strâns, putem spera la o calificare în returul de la Constanța de peste o săptămână. Duminica la Sala Sporturilor va fi cu siguranță o atmosferă incendiară. Haideți să vedem însă ce se întâmplă pe acest final de partidă. Va lungi atacurile pe cât posibil echipa noastră pentru a câștiga timp. A reintrat Soare, pivot, Toma a transformat în al doilea pivot, minge este pentru Rohozneanu, nu, se înalță Malinović, gol Malinović, 26-24, excelentă și evoluția bosniacului pe acest final de partidă. Are ochi Sandu Iacob, a știut când să-l arunce în luptă pe Malinović în locul lui Cernoglavaț. 2 goluri avantaj pentru Magdeburg.
cu un minut, fără câteva secunde, până la final. Pas în extremă pentru Mușe și înscrie din extremă germanul. O pasă inteligentă din centru a lui Bejiak, cel care coordonează atacurile lui Magdeburg. 27-24, ultimul atac aparține echipei constanțene. Ce bine ar fi să marcheze Constanța un ultim gol în acest meci. Ultimele 30 de secunde, dacă cronometrul este foarte exact, dar oricum plus minus câteva secunde, nu este o diferență prea mare. Să vedem o angajare a pivotului și gol marcat de Dragoș Soare. Iată, apare Soare la finalizare exact când trebuie. Primul său gol în acest meci și se cere time-out. Nu, cred că este final de partidă, vom vedea imediat. Extraordinar angajarea lui Dejan Malinović pentru Dragoș Soare și este timeout într-adevăr, 59 de minute și 47 de secunde. Iată cronometrul sus pe tabela sălii din Magdeburg, Getek Arena, încă 13 secunde până la final. Două goluri avantaj pentru Magdeburg în meciul cu Dobrogea Sud. Rezultat foarte, foarte bun pentru Dobrogea Sud în Germania, în prima manșă din turul al treilea al cupei HF. Un rezultat care dă mari speranțe de calificare pentru returul de la Constanța. Sigur, să nu ne îmbătăm cu apă rece, nu înseamnă automat că echipa constanțeană se va califica, pentru că a pierdut cu două goluri în deplasare, pentru că Magdeburg este capabilă să câștige și la Constanța, dar după cum a evoluat astăzi, Dobrogea Sud a arătat că poate elimina echipa germană din competiție, ceea ce ar fi o surpriză uriașă, mai ales că Dobrogea Sud, cu toată experiența jucătorilor săi, este debutantă în Europa. 13 secunde, foarte importante. Cel mai bine, sigur, ar fi să marcăm noi, dar va fi foarte greu să nu se marcheze. Ar fi ideal pentru acest final de partidă. 8 secunde, 7. Aruncă de la distanță, peste poartă Jelenovic și se termină 27-25. Rezultat fabulos, aș spune, deși este o înfrângere pentru Dobrogea Sud, un rezultat care, repet, dă mari speranțe pentru returul de la Constanța. Sandu Iacob și Bennett Vigard își dau mâna la final, cei doi antrenori foarte tineri, și aplauze din partea tuturor pentru această confruntare extrem de spectaculoasă din Cupa EHF. Meci foarte, foarte bun făcut de Dobrogea Sud la Getek Arena din Magdeburg. O înfrângere la doar două goluri diferență, care anunță un retur de foc la Constanța. Pe 26 noiembrie de la ora 18 în sala sporturilor, în direct la Dotto Sport, va fi un meci pentru istorie, pentru Dobrogea Sud Constanța. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit, sperăm, această partidă. Cu siguranță n-ați regretat, cei care ați ales să ne urmăriți pe Facebook, la această confruntare europeană, o premieră, iată, oferită de Dotto Sport și imagini superbe cu handbaliștii constanțeni și antrenorii acestei echipe. Felicitări tuturor celor din clubul constanțean, plecând de la conducere și continuând cu antrenorii și jucătorii, tot personalul, toți oamenii care au contribuit, să nu uităm pe suporteri care au fost astăzi alături de echipă. Atât de la Magdeburg, însă vom mai vorbi despre acest meci și să sperăm la calificare. De ce nu? Iată-i pe suporteri, cei care au încurajat frenetic echipa la Magdeburg. Mulțumim pentru atenție! La revedere!